Bună ziua, domnule Dan! Bună ziua, Ade! Un nou început de săptămână, o altă zi în care avem o altă emisiune cu Dan Strutinski. Despre ce ne vorbiți astăzi? Bun, astăzi voi vorbi de ceva care este foarte dezbătut. Foarte dezbătut cum suntem guvernați. Aș spune o ca și moto acestei emisiuni, avem guvernanții pe care îi merităm. Cu semnul întrebării, îi merităm sau nu îi merităm? Bun, democrația spune că îi merităm pentru că sunt votați. Actualul guvern nu prea a fost votat în forma asta, dar ăsta e guvernul. Și aș vrea în perioada asta de totală lipsă de inițiativă, de așteptare, n-am înțeles niciodată ce se așteaptă și totul se așteaptă normal de la executiv. Care executivul înseamnă guvernul, dar și președintele până la un moment dat. Deci trebuie să execute în ceea ce s-a angajat, ceea ce România are ca program de guvernare, dezvoltare și așa mai departe. Executivul, deci guvernul, punându-l aici și pe președinte, trebuie să fac o remarcă. Președintele, care după alegeri, deși este reprezentant, până la alegeri este reprezentantul unui partid, și normal, este susținut de acel partid și altele, eventual, devine, după alegeri, președintele tuturor românilor. Ori acum este mai evident ca oricând că nu mai este un președinte a tuturor românilor, obsesia asta, aș spune, total, logică, ca să nu vorbesc mai urât, îl face președinte unui partid și atât. Bun. Executivul, deci guvernul plus președintele, acționează ca o putere în stat. Celelalte două puteri sunt legislativul, parlamentul în speță, și justiția, judecătorii. Să nu facem că prea voit prins treaba inclusiv de în perioada Băsescu și a coaliției lui, care au transformat și procurorii în justiție, în magistrați. Nu sunt. Ei sunt avocații statului. Cum fiecare ca persoană fizică avem dreptul la un avocat și este și foarte bine să avem, cu firmele au știu judecători sau cei care se ocupă de problemele de justiție ale fiecărei firme. Cât vorba de angajări așa mai departe, și statul are reprezentanții lor în justiție, deci apără interesele statului, și care se numesc procurori. Deci ei sunt cei care acuză, iar parchet, de la asta se vine denumirea de parchet, la același nivel inculpatul sau avocatului și statul. Deasupra, puterea judecătorească e formată de judecători. Tribunale, în alta curs de apel, în alta curte de casație și așa mai departe. Dar asta e. De cele trei puteri. Guvernul este una din cele trei puteri. Din păcate, este cenușăreasa în relația și cu justiția și cu președintele. Filozofia unei democrații spune așa: domnule, cele trei puteri trebuie să se controleze reciproc. Se întâmplă așa ceva în statul nostru? Nu. Să vă dau un singur exemplu ca să nu par prea teoretic, prea apelând doar la ceea ce spune teoria politică și democratică. De exemplu, o altă putere în stat, justiția, care a devenit stat în stat. Ei își hotăresc și legile, deși legile în ce privește funcționarea justiției sunt
clar apanajul Parlamentului. Ei îi fac. Care pot să le facă în, la propunerea și ca regulă la propunerea guvernului să fac legislații de funcționare a justiției și nu la dorința lui Vasilică Danileț. Da? Deci și ia toată aceeași justiție se votează și salariile și pensiile. Ei hotărăsc cât. Și îi pun în fața faptului împlinit pe cei de la Parlament, care ca o expresie a nepriceperii și lașității în ultimă instanță, votează orice. Parlamentul iarăși este știu, locul în care toți dau cu parul, cu pumnul, cu înjurăturile și așa mai departe. Este ținta tuturor înjurăturilor. Nu pas de a spune ceva despre justiție. Dacă spui ceva despre justiție, înseamnă imixiune. Nu, nu este imixiune. Dacă schimbi un procuror, este imixiune. Nu, nu este. Apropo, procurorul general al Germaniei, de acum câteva luni, 2, 3, 4 luni, a fost schimbat pentru o declarație așa, mai controversată. Adică nu au făcut chestii cum au făcut Codruța cu portocală și astea, cu arestările alea miz cu zile și cărat cu cătușe pe... Nu, o declarație care se putea interpreta. Și a fost demis scurt de ministrul justiției, fără președinte, fără CSM, fără colegiul nu știu care și tot felul de opozanți. Și, bă, nu, pur și simplu, procurorul este un slujbaș al statului și care poate fi... Nu se bagă nimeni în cum instrumentează dosarul, n-are nicio putere de a influența hotărârea guvernului într-o țară normală sau a parlamentului. Bun, dar cam divagat pe subiect. Practic, executivul, guvernul, de aici trebuie să-l separ președintele de, a devenit cenușărea sa în relațiile cu celelalte două puteri în stat. Ei sunt vinovați de toate, deși nu numai ei, deși au multe vini incontestabile. Și această cădere a importanței, voită, incontestabil, nu este întâmplătoare, adică nu numai calitatea slabă a corpului de miniștri, o parte din ei, deci nu întregului corp, da? A determinat reducerea influenței și căderea asta evidentă a justiției. Nu, a fost o chestie programatică pentru că se dorește un stat slab. Guvernul este statul, deci nu face nici legi, nici nu judecă abateri de la legi, nu, el este statul. Ei bine, sunt cei care intenționează ca acest stat să fie slab. De fapt, aici este toată filozofia. Iar această cădere e mai evidentă din 2005. De ce? Pentru că din acel moment a apărut guvernarea Băsescu, care are o influență, eu cum l-am văzut, după primele măsuri, după primele acțiuni, am zis este un fel de Lukashenko. Și stau și acum și mă gândesc, dacă, Doamne feri, noi intram în UE și NATO, unde eram noi acum? Oricum mai rău decât Moldova, ca să fie clar. Și sub aspectul funcționării statului, dar și sub aspectul sărăciei generale, da? Bun. Să vorbesc până să intru exact în ceea ce vreau să vorbesc despre guvern și guvernare. Deci cei care, nu, practic trebuie să, pentru că s-au și angajat, nu, în momentul ce au acceptat aceste funcții, să scoată țara din maras, din problemele care se confruntă. Până asta vreau să vorbesc puțin de președintele, în câteva cuvinte. Președintele actual, dar și celălalt, deci și Iliescu, și Băsescu, și Iohannis, n-au fost
președinți ai României. Unii au simulat mai bine, Iliescu, mai ales la doilea mandat. Unii nici nu s-au obosit, nu s-au închisit să simuleze că sunt președinții României. Și vorba și de Băsescu și Iohannis. Adică, iar ce privește la Iohannis, mă scoate și din minți stilul ăsta ridicol de a chema toată ziua, bună ziua, pe Orban și vă 2-3 miniștri care s-o coate el câți bun ziua aia de luat în tăbarcă, la ordine. Adică e o chestie de un ridicol absolut. Respectiv, guvernul, mintea lui, nu mai are nicio treabă, nu-i duce capul și trebuie el să ia măsuri, să le spună ce și cum. Cred că nu-i lasă nici măcar să se șteargă la nas. Ca inițiativă proprie, trebuie acordul său. Deci este ridicolă treaba asta. În același timp, acești președinți autoritari, dacă au avut de-a face cu premieri și normal guverne mai independente care urmăreau o politică probabil diferită de gândirea lor, puneau tunurile imediat pe guvern. Deci tot o perioadă a slăbirii importanței guvernului, pe care, deși eu îi critic atâta de mult, îi consider cei în drept să rezolve problemele națiunii. Bineînțeles, au rolul și are rol și Parlamentul să facă legi, să amendeze legi ca să poată funcționa guvernul ca lumea. Și să le facă și la timp și asta. Au un rol foarte important și justiția de a sancționa lucrurile, derapajele de la aplicarea legii. Are un rol și președintele, dacă care este reprezentativ, nu ce face acum și ce a făcut și la Băsescu și în bună parte și la Iliescu, mai ales în primul mandat al lui, un mandat jumate, atunci revoltător era și asta. Dar când au de-a face cu premieri mai independenți și au fost Năstase în al doilea mandat al lui Iliescu, țineți minte, domnul Iliescu îi spunea arogantul. Bun, toți au preluat termenul arogantul, căhăind fericiți, uite că avem cu cel lovit, că e arogant și Năstase 4 case. Trebuie să ai de la 4 sus ca să nu spună nimic. Dacă ai 6, n-ai nicio problemă. Iarăși Băsescu a avut o problemă cu Tăriceanu. Mulți îl înjură acum pe Tăriceanu. Una că îl consideră liberal, oricum mai liberal decât sunt cei din PNL, pentru că îl știu acolo din 90, a fost unul din fondatorii reapariției PNL-ului în România. La ei în casă s-a hotărât treaba asta și au fost lovit. Ponta și Dăncilă au fost lovite de Herr Claus. Deci partidele nu atâta partid, guvernul a fost și se dorește a fi la cheremul președinților, care, printr-o chestie aberantă a lui Zegrean și CCR-ului, se consideră fac totul. Deci e ceva de nu se poate sub aspectul ăsta. Asta e democrație? Nu. Nici pe departe. Mai mult observ, și cred că observați și dumneavoastră, o satisfacție a poporului, apropo de votul pentru Iohannis, pentru atitudine dintre astea nu autoritare, de-a dreptul dictatoriale, da? Poporul dorește un tătuc. Și au avut parte. Și Iliescu, și Băsescu, și acum și Iohannis. Pentru că câtă fericire era poporul când l-a demis pe Ponta, pentru că o lua focul discotecă și cu efecte tragice, incontestabil. Dar premierul trebuie să băia să verifice că substanțele anti-incendiu care au fost date pe pereții la discotecă din sectorul cât 4, 5, nu mai știu care. Iar pentru asta spune Claus că au trebuit să moară oameni ca să plece acest guvern. Ei au murit
oameni și la acest și la acest această pandemie și da. Deci, dar totuși am remarcat că acești președinți care sunt un executiv cu puteri de la sine luate exagerate și care se pretează la șantaje și așa mai departe, total în disprețul Constituției de altfel, e bine, ăștia sunt apreciați de popor. De ce? Nu știu. Dar să trecem la ce ne interesează. După cum am spus în inițial, se doresc guverne slabe în relațiile cu investitorii. Tipică pentru fostă colonie. Cine mai știu eu, pasionat, de exemplu, de istoria Africii sau de istoria lumii arabei, o să vadă că imediat după obținerea independenței, guvernele de acolo nu au fost, știu eu, pornite împotriva foștilor imperii coloniale, foștilor stăpâni. Bun, cu excepții, că unii au fost. Bine, nu cu rezultate mai bune, cele mai multe ori mai proaste. Uitați ce au fost cei care știu în Etiopia, în Zimbabwe și așa mai departe. Ei bine, aceasta este tipică unei colonii, care, normal, în momentul independenței și la noi, în momentul schimbării regimului, erau descoperiți în ce privește personalul, instituțiile, modul de funcționare, modul de relaționare între ei, și cu mediul extern și slăbiciunile, normal, sunt exploatate de cei interesați. Odată în plus spun că nu mă deranjează că unii cer. Mă deranjează când statul e atât de prost și dă sub preț. Acum, nu știu dacă e de prost sau interesat. Da, asta este. Putem să facem ceva apropo de Microsoft, de EADS, germani, nu? Deși nu se spune că în Germania, cei care controlează, da, dacă se prinde o plată informală, adică își pagă, dată în Germania, e rău. Dar dacă se prinde o plată informală, o șpagă dată în afara Germaniei, se consideră, inclusiv în contabilitatea lor, plăți de promovare. Și promovează. Răposatul Patriciu spunea că la un moment dat, deci acum vreo mai mult de 10 ani, 15, în băncile elvețiene, până să apară chestia aia cu dezvăluirea parțială a secretului bancar care a făcut să plece banii de acolo, erau 18 miliarde de dolari. Era perioada în care nu au apărut euro, deci de mult. Deci, bun, deci ce vreau să spun? Am avut și avem guverne slabe în relațiile cu investitorii, tipic coloniilor, clar. Și cu băncile, cu sistemul energetic, cu importatorii, comercianții, apropo că practic ei au început să facă comerț în România, nu e numai așa chestie de cartier, da? Cum exercită investitorii, care odată în plus spun că nu-i condamn, nu, ca noștri, că suportă și îi mai și laudă, și mai aplaudă, și-au impus instituții de control slabe. Sau instituțiile care sunt formate din oameni și ca regulă oameni orientați. Nu prea îi controlează. Pentru mine este absolut elocvent modul în care a fost, după filmarea aia, care a fost unică și după aia nu s-a mai făcut niciodată și nu o să se mai facă vreodată, filmarea la marele prelucrător austriac de lemne, când au venit că au 5.000 de metri cub de copac de buștean fără acte și dacă primesc. Da, primim și vă dăm și
bonificație, un bonus. Dacă era o firmă românească, erau toți pe ani mulți, așa, de la 7 ani în sus. Lor le s-a întâmplat ceva? Nimic. Deci ei au făcut să avem asemenea sistem de control în funcționarea economiei. Iar acest control, în schimb, se exercită cu asupra de măsură și foarte multă intransigență când e vorba de autohtoni. Mai mult reușesc acești investitori, și de asta tot spun că guvernele de-a lungul timp ale noastre, nu neapărat asta de acum, pentru asta nici n-am o părere formată grozav, pentru că una, că guvernează într-o perioadă total atipică și doi, nici nu are prea mult timp să-și arate valoarea dacă o fi careva. Aceste guverne au permis investitorilor de exemplu, să modifice legislația în favoarea lor. Vedeți cum s-a modificat legea privind gazele din Marea Neagră. S-a modificat legea, fără să apară alta, stăm cu limba în gură și acel punct central, din centrul Europei de Sud-Est, care trebuia energie, care trebuia să devină România, o să devină Grecia, dacă mai dormim mult în papuci. Și ce? Deci au reușit să modifice legea energie, da? Au reușit să bage și pe Dragnea în pușcărie. Nu că n-ar fi meritat, dar nu pentru așa ceva, sau pe chestia aia cu două angajate. Adică altul fură flotă, altul fură case și nu pățește nici măcar nu-i chemată. Să-i băgat în pușcărie, da? Asta e justiția noastră foarte legată la ochi și cântarul foarte bun. Cred că era de ăla de făcut unde Dumnezeu se făcea la Sibiu. Da. Păi, nu? Iar au schimbat legislația și în bănci. Mă refer la acea taxă pe lăcomie care se practică peste tot, nu? 114, ordonanța aia prin care s-a introdus, nu este o noutate, o găselniță a PSD-ului și Teodorovici. Nu, se practică inclusiv în Germania, de care suntem cu toți atâta de încântați. Poate acum după Sparanghel mai puțin. Și acolo sunt așa zisele monopoluri care apar și nu pot fi la timp depistate, pur și simplu profitul nesimțit, ca să luăm expresia favorită al Băsescu, este supraimpozitat. Punct. 2%. Mai mult. Deci au reușit să schimbe legislația, aceasta 114, cu participarea multor din guvern, care acum spun că, de fapt, nu ei. Cum dracu? PNL-ul 20% n-avea cum să-și voteze singur guvernul. Deci au contribuit cu toții. De ce? Întrebare retorică. Bun. Deci una peste alta. S-au găsit cozi de topor și în Parlament, și în guvern, și s-a schimbat în favoarea lor. Mai mult, aceste investitori schimbă miniștri. Doina Pană, Teodor Toader. Tudorel Toader, nu Teodor. Tudorel Toader. Schimbă guverne. Dacă le sunt afectate interesele, categoric. Nu? Să spunem că nu suntem colonie? Să spunem. Nu știu cine ne crede. Cum este aceste guverne de-a lungul timpul ale noastre relația cu președintele și cu parlamentul? Față de președinte sunt două feluri. Ori supunere totală, cum este actualul guvern, care, cum am spus, de o ridică total, merge prin reprezentanți toată ziua, bună ziua, când sunt convocați de urgență, la ora care dorește Herr Klaus, la regulă înainte de a lua prânzul. Așa, că după ei mai pas cu pas. Deci, sunt supunere totală. Sau sunt în opoziție parțială, că față de președinte total nu a fost. În schimb, față de parlament,
dacă sunt majoritare în Parlament, e foarte ok, dacă nu sunt în război cu Parlamentul și cum Parlamentul e calul de bătaie pentru orice se întâmplă, se încearcă să dea vina pe el. Bine, și invers. Parlamentul pe guvern. Până la urmă, asta e și o chestie democratică. Așa, se dezvăluie unul despre altul. Pentru mine, alarma ar fi momentul în care, și s-a întâmplat de câteva ori, de-a lungul istoriei post-decembrise, încât totul mergea uns. Ei, atunci e nasol. Atunci ai ca dracu, înseamnă că cineva a câștigat puterea pe toate părțile. Mai mult, ce am remarcat la guvern în perioada asta, că funcționează, a fost și în altă dată, dar acum, fiind și proaspăt, Dumnezeu știe. Bine, nu vorbesc era pe Văcăroiu, când o să vorbesc mai încolo despre cum consider guvernul de-a lungul timpului, eu o să vă spun și asta. Dar în perioada asta observ că majoritatea membrilor guvernului, miniștrilor și guvernul în ansamblu, nu au ieșit din partid. E recită aceeași poezie politică ca la partid. Știi? Când ieșea ca și parlamentar, ca demnitar, să spună poziția partidului. Ei sunt tot acolo. Ori asta mi se pare una de o lene în gândire, am spus frumos, da? Cumplită. Păi stai, acum conduci o țară, nu ții politica partidului. Da? Asta e acum. Și printre asta văd. Resping, de exemplu, orice idee a opoziției. Asta e de o prostie imensă. Exemple? Pot să vă dau. De la anularea parteneriatelor public-private, a contractului, sau în fine, nu era contractul, dar negocierile aproape finalizate pentru următoarele 3 și 4 și apare ministrul economiei, un tip care arată bine, bun de prins, pus în prezidiu, dar după încă vreo două, au mai avut cel puțin o chestie sinistră, când au spus că după ce s-au întâlnit cu sârbii și grecii și bulgare, care au spus, dom'le, hai să anulăm reciproc carantinarea turiștilor sau în fine, cetățenilor. Ei, alți trei au fost de acord, au semnat pe loc, el nu. Să mai analizeze. Deci trebuie să-l întrebe pe Klaus trebuie să-l întrebe pe Frau Merkel și probabil se va termina sezonul turistic, mă se va da... Adică, băi, chiar atâta de impotență economic și decizional sunteți? Dar, în fine, oricum, sunt multe, atâta de multe exemple de... Încât, băi, aș trebui două emisiuni să vorbesc numai de intrase. Și mai mult, valabile pentru toate guvernele, mai mult sau mai puțin, dar pentru toate. Iar remarc, guvernul nostru, practic, și guvernele noastre, mai ales din 2005 sau 2006, când Zegrean a zis că președintele face tot în politica externă. Acum, eu nu știu ce pricepere dumnezeiască avea acest domn Zegrean. Adică dacă era contractul cu furnizare fier beton sau ciment sau cherestea, el semnat pe cei care au lucrat cu contracte, știu, pe viza de legalitate, semna și el într-un colț acolo. Ultimul, nu neapărat ca ultimul om, dar chestia asta cum că prevederile contractului se încadrează în legislația economică, tot nu era altceva și nu calcă nici prevederile ce privește codul penal și de procedură, da? Deci acest guvern pe politica externă e zero. Păcat, 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 pentru că într-o politică deșteaptă, orientată și jucată, de ce să nu spun, inclusiv în prima perioadă lui Ceaușescu, la două capete, și cu Israelul, și cu Arabia, și cu Rusia, și cu China, am avut numai și numai de câștigat. Nu mai vorbesc de perioada interbelică, când eram lideri în politică externă a Estului Europei. Și
pe bune, nu cu lauda la Pavel Coruț, da? Eram pe adevăratele. Nu, nu mai titulesc toată pleiada de oameni. Acum nimic. A trebuit Ministerul de Externe să se transforme în agenție, în subordine al Orban, agenție de agenție consulară, ceva. Să rezolve problemele lor care coordoneze consulatele care rezolvă problemele celor cărora le s-a întâmplat ceva pe afară, da? În această perioadă cu relațiile externe suntem cei mai comuniți din 27. Nu cerem de la ai Uniunii Europene, nu cerem nimic. Credeți că ne apreciază? Nu, râd de noi. Bun, adevărul că nici nu se pricep. Mă refer și la președinte și la europarlamentari. Nu? Cu două, trei excepții, te și gândești ce caut acolo. Da. Pierderile oricum din relații externe inexistente sunt mari și pe plan economic și pe plan de a relațiilor interstatare și pe plan de a prestigiului. Acum, cei care lucrează afară sau sunt afară sau merg, de multe ori și când sunt la un moment de sinceritate și la pălinca, la întoarcere acasă, spun că de multe ori le este rușine că să spună că sunt români. E în bună parte și datorită asta. Bun, ei dau vina pe țigani, pe hoți, pe cerșetori, pe, dar și datorită politicii externe. Suntem tratați așa. În rolul economic al guvernului și are unde sunt probleme, zic eu, mari, și care prea devreme nu se vor rezolva. Mă refer la conducerea societăților și regiilor cu capital de stat sau majoritar de stat, unde guvernul normal are tot interesul și prin membrii în AGA și Consiliul de Administrație dirigează destinele respectivelor unități economice. Eu să pornim de la o chestie. Statistica întotdeauna, mai ales când este seacă, în cazul ăsta, spune cam totul. Din primele două, din primii 20 de datornici ai națiunii, 3 nu sunt firme de stat. E o televiziune care nu a vrut să plătească nimic către stat de când a fost preluată în 2011 de la Ovidiu Vântu, până atunci a plătise. Bine, dacă era o alta și nu ei, era desființată cu alimentată de totdeauna. Dar oricum, deci cât de bună, în ghilimele, este reprezentarea statului în respectivele consilii de administrație și AGA. Numirile sunt politice, ați văzut că unii din favoriții sorții și guvernului au și câte 5-7 consilii de administrație, sunt niște oameni nemaipomeniți, câștigând niște sume foarte mari. Foarte mari, deși, după cum vedeți, aceste societăți ca regulă se duc în cap. Pierdere în neștire care sunt periodic anulate, reeșalonate. Adevărul că este și o lipsă de curaj a tuturor guvernelor pentru închidere. Dom'le, din moment ce nu ai profit de 15-20 de ani, orice restructurare, reduceri de personal, s-a dovedit ineficientă, ba, nu, falimentează, vinde activele, recuperează statul cât se poate recupera ca acționar unic, nu? Plătiți ceva din salarii, dacă sunt plătiți ceva din furnizori, că asta e. Și gata. Deci, fabrică de datorii, chiar avem nevoie? Stăm așa bine, de mai ținem pe une? Și mă gândeam în primul rând la cei care acționează în exploatările miniere,
Oltenia, asta, compania Huilei și așa mai departe. Și așa trebuie în timp, până în 2030 și nu știu cât să închidem, merge mai departe pe nucleară. Asta va poate salva ceea ce e pentru ator de energie electrică și termică și nu stăm la mai ales electrică, la cheremul exclusiv a hidroeoliene și asta, pentru că vorba unui specialist în dacă nu plouă și nu bate vântul, ce Dumnezeu facem? Deci trebuie și așa ceva. Dar soluția nu este termo, centrale care și pe plan mondial încă se reprezintă foarte mult, ci nucleară, nucleară electrică. Da? Deci, cui să spui? Deci, sub aspect economic, statul cel mai bun administrator, în ghilimele, la pământ. Apropo de rolul economic al statului, în afară de a, știu eu, fi reprezentant în respectivele societăți, în conducerea lor, el trebuie să și vadă ce se va întâmpla. Când ați auzit dumneavoastră o prognoză pe termen mediu-lung, ce se va întâmpla? Ce industrii au viitor? Ce industrie nu au și trebuie încetul cu încetul înlocuite? Ce zone sunt propice dezvoltării pentru România? Aveți ceva? Bine, au fost chestia asta cu două măsuri care mi-au plăcut, deși la un moment dat vroiau niște ciudați, inclusiv Orban, să le închidă. Pentru IT-ști, cu acea scutire de impozitul pe venit, care a făcut ca să vină foarte mulți în țară, în România, și aici nu este vorba de cifra aia, 10% cu impozitul pe venit. Ei, na, are 80 de milioane, dacă pierde 8, nu va fi mare tragedie pentru om. Dacă are regulă, firma o să dea încă 8 în plus ca să nu piardă nimic. Nu. Era sentimentul de încredere prin care ți este dat de o tratare cu respect, cu mai mult decât respect, ca o încurajare a activității tale. De asta au venit mulți. Da, domnule, acolo este rol, suntem apreciați. Că ei puteau să facă, fac acum, în pandemie, și de acasă, sau să meargă oriunde, pentru că nu trebuie zeci de hale și tractoare, compresoare și alte alea. Nu. Deci asta a fost una din elementele de legislație pentru care mi-au plăcut și care practic reprezintă încurajarea și recunoașterea și mai mult prevederea unui viitor pentru țară. Mi-au plăcut foarte mult acele start-up-uri făcute de Laufer, care au adus 120 de milioane de euro așa dintr-un foc. Tot a fost câteva luni acolo ministrul pentru IMM-uri și astea. Urmau să vină și investitorii din America pentru că, da, el și cei din etnia lor au un rol, dacă nu determinant, important în, știu eu, dirijarea fondurilor de investiții în lume. Dar Klaus a spus nu. El nu. Deși Dragnea, fraier el, cumva, aiurea, pe pustiu, ce? Dar îl vrea să-l pună ministrul la economie. Ei, nu. Îl pune pe ăsta de acum. Care nici nu-mi propun să țin minte cum îl cheamă, și care e zero tăiat în patru. Dar asta e altceva. Dar știți, în afară de asta, ar trebui să facă. Vorbim că vrem să fim hub energetic, sud-estul Europei, avem gaz, aiurea, nimic, nici măcar legea offshore nu a făcut nouă variantă, că era bună ailaltă, dar na. Trebuia să fie proprie. Și asta proprie încă o gândesc, o analizează și, sigur, Herr Klaus are soluții. Refuzat un parteneriat, de ce nu să vorbește mai mult despre parteneriate și mai multe societăți mixte, să putem de la industria de armament pentru unde vrei și în energie, în construcție, în toate alea. De ce?
ați văzut ceva, un studiu, spune, băi, pe termen mediu și lung vom face asta, asta și asta. Aiurea. E anticipatele sau așa ceva. Alte chestii care să treacă de jumătate de an, nu, nu. Și nu vorbesc de actuale, ca să fim foarte clar. Nu, așa au făcut cam toți. Cam toți, exceptând guvernarea, care toți, mulți au înjurat-o și o înjură încă poate, al CDR-ului, care a văzut mai departe și a mers pe o chestie NATO-UE, urmând ca Năstase să rezolve tot ce era și să intrăm și NATO și în UE, și cei care au urmat n-au reușit nici măcar să obținem anularea MCV-ului, anularea sau să intrăm în spațiu Schengen, anularea vizelor obligatorii. Deci ce au făcut guvernările Constantinescu, cu premierii lui, vai mama lor, și Năstase, ăștia n-au reușit să facă nici a suta parte. Da? Asta este. De atunci încolo, vorbesc, în 2005 ce face. Da. În ce privește rolul administrativ a guvernării? Ei bine, aici trebuie să aibă un rol de control, de îndrumare în ce privește agențiile, prefectura, inspectorate, atât la nivel central, agențiile și inspectorate, cât și cel local. Numirile politice în exces. Că peste tot sunt, asta să fim cinstiți, nu e o chestie, o golănie numai românească, nepotism. Nu, există peste tot. Cu cât țara e mai puțin dezvoltată, cu atâta nepotismul este mai prezent. Ei, la noi e ca naiba. Aparatele astea ale acestor instituții sunt greoaie, personaje normale, nepotiți, care nu se pricep. Sunt multe agenții și instituții dintre astea care au atribuțiuni asemănătoare, multele chiar se și încalică, dar trebuie să fie un foarte bun debușeu pentru cei care politic au sprijinit, nu? Puterea și trebuie să îi se dea și lor ceva. Nu? Că altcumva o să mai vie careva. Nu contează ce să pricep. Chestia care se face ridicol și că face acum mult tam-tam cu la Neamț, nu? Parcă s-a pus un proprietar de magazin de pompe funebre ca director la spital. Asta înseamnă o producție integrată. Deci merge mai departe, la morgă, de la morgă, la, nu? Societate, de la societate în cimitir. Nu știu dacă e prins în lanțul ăsta și preoții alocați cimitirul, probabil că da. Și un alt rol care cât de cât se face, respectiv rolul legislativ al guvernului. De fapt, nu mai îi fac, pentru că cei din Parlament au alte probleme. Ei rezolvă problemele regionale, planetare, intergalactice. Fac totul, dar mai puțin ceea ce trebuie. Și dacă au reușit să impună sau să aducă niște bani în sat la soacra pentru biserică, este un foarte bun parlamentar, nu? Din acest cauz, din această cauză este și o lipsă de coordonare, corelare cu parlamentul. Da. Și au și dreptate pe undeva că spun că parlamentul e slab. Da, e. Asta este. Mai mult, ce mi-aș fi dorit la acest guvern, și nu numai la ăsta, la toate guvernele, de ultimii vreo 10 ani, se ia la pieptănat legislația. De ce? Pentru că, la un moment dat, am înțeles că avem vreo 14.000 de acte normative în funcțiune. Multe se bat cap în cap, se referă la aceleași probleme, au fost uitate a fi radiate și funcționează concomitent. De asta e așa o harababură și în justiție,
dar această situație este întreținută, se dorește chestia asta, de cel din simplu motiv că în ape tulburi cei pricepuți știu să pescuiască. Ne-am permis, deci ne-am permis o chestie care e clar subiectivă, o recunosc, să vorbesc despre guvernările care le-am avut până acum. Și le-am zis așa care au fost mai bune și mai puțin bune. După mine, bun și cu bâlbâiele a fost CDR-ul. 96-2000. De ce? Pentru că acel guvern, cu toate aiurele lui, cu ședințele nesfârșite al lui Ciorbea, cu stilul de a sta la telenovele al lui Răposatului, Dumnezeu să-l ierte Vasile, și pe Isărescu prea puțin a fost. E bine, au făcut bine. Au preluat țara în groapa gropilor. În rezerva băncii naționale mai erau vreo 200 de milioane de dolari. Au lăsat-o pe la 3 miliarde și jumate. Remeș era la finanțe, de-aia l-au și băgat Băsescu în pușcărie, pentru că așa a fost ordinul. Mai mult, era cât pe ce să intrăm și intervenția lui Constantinescu la col a făcut ca să nu intrăm și noi ca și Bulgaria în încetare de plăți. Eram foarte bine acceptați afară, apropo de intervenția de succes a lui Constantinescu la col. Dar s-a lucrat, au fost schimbări de premier care nu vreau să plece, era ceva... lupte în coaliții, faptul că a fost acceptat nici nu era altfel cum. PD-ul la guvernare s-a dovedit în timp cât de nociv este acest lucru. Deci cam asta, de asta spun că cei mai buni până acum. Locul 2, zic eu, ca și eficacitate, a fost guvernul Năstase. A încheiat documentele pentru aderare. Erau 31 de capitole, dacă vă aduceți aminte. CDR-ul a apucat să facă două, cele de început, cele mai puțin cu probleme. A schimbat o Constituție. Totul s-a făcut totuși într-un fel care este cam la limita democrației. Deci de-aia se și spunea lui Năstase, pumn de fier în mănușă de catifea. Dar pun în mănușul de catifea, nu pun în jurul unui topor, ca într-un bufet din port. Nu? Deci și-a făcut ceea ce trebuie, arogant, fără să aștepte prea multe lamentări, prea multe explicații, a făcut ceea ce trebuie, a luat cele mai liberale măsuri, deși nu erau normale ale partidului, dar a scopul scurte în mijloacele. Cinstit, nu știu ce ar fi fost dacă ar fi rămas mai departe. Fi și Tănăstase premier, nu Băse, dacă revenea și ar fi încurajat o democrație funcțională. Pentru că el a făcut un fel de democrație eficientă, dar nu o democrație în sensul normal a cuvântului și pură. Dar a rezolvat. O altă guvernare, a treia după mine, în aprecierea mea pozitivă, a fost guvernarea lui Ponta Dăncilă. Ponta și Dăncilă. O creștere economică viabilă, clar, susținută. S-au modificat o serie de legi, lucru necesar, și în principal în ce privește impunerea. S-a redus impozitul venit de la 16% la 10%. Nu uitați! TVA-ul de la 24 la 8, la 19 și la 9. Nu uitați, s-a redus contribuția de asigurări sociale de la 39-25 la
35, deci cu 4 și ceva. Da? S-a mărit salariul minim, care este un impuls economic teribil și nu mai mult, adică s-a ajuns, s-a preluat din 2012 la Iran 625 sau, nu, 650 de lei și s-a ajuns la vreo 1400. Deci asta s-a făcut. Asta nu pot să-i spun, dar mi-ar plăcut să laud actual, un guvern că a făcut așa ceva. Sau, în fine, un guvern liberal. Da. Asta e. Bun, în același timp, au avut și, deci a fost satisfăcător și bun, dar și aiuritor. Topăiala guvernamentală, apropo de termenul care îi place așa, i-a plăcut atât de mult lui Herr Klaus, s-a manifestat din plin. O chestie ca la noi la nimeni, odată în plus că moțiune împotriva propriului guvern. Și nu odată, de două ori. Păi, înțeleg ce înșele odată, dar de două ori chiar e vorba de altceva. Nu spun despre ce e vorba, cu omul împușcării. Da, asta e. S-a vrut un fel de Putin, nu? Iarăși în ordinea descrescătoare a valorilor, sunt guvernele Boc, nu știu câte sunt, 2, 3, 4, 5, n-aș vrea să ia. Un guvern slab și închinat președintelui, măsuri economice stupide, și repet, stupide și stupide. Bine, la mintea lui Băsescu sau mintea lor, dar Băsescu fiind la ultimul mandat a fost promotorul ideii. Cel puțin informațiile care le am, asta îmi spun, că au și mers la el cei mai cu curaj, că restul nu aveau curajul să-i spună nimic al lui Băsescu. Și au spus, băi, atunci spune tu ticăloșia la televiziune, că tu oricum nu mai ai ce pierde pe când noi, eu au pierdut și faza asta. Și cele mai slabe guverne au fost al lui Văcăroiu, care au secătuit rezervele statului, au privatizat aiurea, au privatizat numai eșuate, împrumuturi cu dobândă imensă. Bine, asta în bună parte și datorită imaginii după mineriade. Apropo de împrumuturi, și Băsescu, sau în fine, Boc, au împrumutat 20 de miliarde și cinstit cam nimeni nu știe ce au făcut cu ele. Da, asta este altceva. Cam asta am avut eu de spus, ca să mă încadrez cât de cât prea îmi face Paul observații de fiecare dată în timp. Aș vrea câteva cuvinte să spun de guvernul în teritoriu, la noi, la Suceava. În prefectura. Prefectura, din păcate, am avut de-a face numai cu prefecți de o cumințenie exemplară. Cumințenia pământului, a lui Brâncuș, dar, de fapt, cum Flutur a adus poarta, s-a inventat poarta bucovineană, deși nu există decât Poarta Maramureșană și Poarta Gorjană, apropo de Brâncuș. El s-a inspirat după Poarta Gorjană, da? Cumințenia pământului valabil la Suceava în prefectură. Ăștia nu cer nimic, nici măcar pentru lucruri stringente, mă refer. O politică de finanțare a unui drum rapid, care a condamnat județul la subdezvoltare. Finanțarea protecției împotriva inundațiilor. Să pierd sute de miliarde vechi. Și ultimele cifre le aveam, cred că, pentru aferentele 2018, erau 440 de miliarde. Dacă dădeau suma asta, și făcute în proporție 90% de pâraie. Astea îndiguiau toate pâraiele județului, mai ales dacă erau și trecute în administrația consiliilor locale. În ce privește instituțiile din județ, care, normal, să reprezentante sau ale instituțiilor centrale, reprezentanțe în teritoriu. Sunt locuri călduțe pentru clientele de partid. Ce să mai dăm pe piersic?
să câștigă binișor acolo și după principiu cine nu muncește, nu greșește și este și promovat, iar cine nu cere, nu deranjează, nu cer, deci nicio problemă. Instituțiile de forță, n-am vorbit la nivel central, adică în ce privește Ministerul Public și așa, instituțiile de forță se active dacă primesc prețioase indicații poliției, dacă nu mai puțin. Iar cum poliția numește, făcând așa o propoziție, într-o frază, o apreciere a guvernelor, guvernelor, deci nu mă refer la asta. Apropo, n-am spus nimic despre guvernul Orban, de simplu motiv că încă n-am ce spune. Într-o situație total atipică și prea puțin timp să îmi fac o părere. Deocamdată este o decepție prin faptul că apar niște ministri, hai să le spun, excentrici. Gen Câțu, Raluca, doamna de la muncă și mai sunt și ăsta de la economie, care încetul încetul își devoalează priceperea, da? Guvernarea este la noi, ca regulă, slabă, timorată, supusă tătucului, președintelui, fără viziune, cu excepția CDR-ului. De fapt, asta i-am considerat cel că au avut o viziune și au și acționat în sensul ăsta, numai că au făcut o bună analiză. Și este, așteaptă indicațiile de la șeful, ăștia din județe, de la ministru, de la guvern, guvernul de la președinte, președintele de la Bruxelles uită să-i dea vreo indicație, așa că analizăm și avem soluții, da? Acest mod de a acționa a guvernului este specifică statelor, țărilor cu o democrație redusă și cu un tătuc de forță. De asta cine spune că avem o democrație incompletă, o tânără democrație incompletă și că deocamdată nu este funcțională, că de fapt aici este, nu este funcțională această putere executivă în stat, nu funcționează cum trebuie. Este un administrator care așteaptă indicații. Cam asta am avut de spus pe ziua de astăzi. Ne auzim și data viitoare. Vă spun toate cele bune și luate baftă la examen. Sper să ducă și rezultate bune și să dea o bere. O zi bună, la revedere! Mulțumesc, domnul Dan, multă sănătate vă doresc și eu!